Liga a doua a programat ieri după amiază o etapă intermediară, iar echipele din județul Argeș au jucat pe teren propriu. CS Mioveni a jucat pe stadionul orășenesc din localitate cu UTA Arad, cele două formații remizând scor 1-1. Originar din comuna Rucăr, Ionut Sărădescu a deschis scorul în minutul 17 cu o execuție fabuloasă, șut din afara careului. Mioveniul va mai are de jucat acasă și în etapa următoare cu Foresta. Să vedem aici șutul lui Rădescu, foarte frumos! Gol! Senzațional! Asta e fază de Champions League, dacă îmi permiteți, pentru că întreaga acțiune superbă și acea pasă cu călcâiul al lui Năstăsie. Ce fază reușesc cei de la Mioveni în minutul 17. Finalizează Rădescu, dar într-adevăr toată faza e de revăzut și iată insistența de la început a argeșenilor dă roade. Năstăsie cu devierea, apoi Rădescu, Aiza îl simte bine pe șut aici, pe piciorul stâng, totuși șut pe centrul porții, nu este, sau mă rog, aproape de centrul porții. Bodea este învins însă de o execuție cu efect aici. UTA a egalat în minutul 54 gol Listei, iar în minutul 62 Năstăsie de la CS Mioveni a ratat o lovitură de la 11 metri și totodată șansa ca echipa gazdă să revină la avantaj. Și un joc în general cursiv. Buia, minge este respinsă de Burna din nou. Buia, Listei, fază periculoasă, trage Listei și e gol! Este gol pentru UTA cu toată opoziția lui Burna. N-a reușit să respingă acea minge de la colțul scurt. Iată-l pe Listei cu cel de-al șaselea gol. Mioveniul ultima dată când a fost în Liga 1 a înregistrat un record. Aici e penalti. Oh, dar e în afară. Ba da, e penalti. Lovitură de la 11 metri obținută de Aiza în minutul 62 al acestei partide. Ia să vedem. În primul rând că e afară. Da. Năstăsie, această lovitură de la 11 metri parată însă. Al doilea mușcelean din lotul gazdelor, Ionuț Burnea, a fost titular și a jucat ca și Rădescu tot meciul. La rândul său, câmpulungeanul Dorinel Oancea a fost titular la gazde în FC Argeș Foresta Suceava 0-2, iar cel de-al patrulea mușcelean care evoluează în Liga a doua, Bogdan Manole, a fost și el titular în defensiva formației Dunărea Călăraș. Echipa sa a câștigat scor 2-1 la Balotești și rămâne în fruntea clasamentului.